Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Drapelului, simbol oficial al suveranității și independenței țării noastre. În semn de onoare, devotament, unitate și credință, la primele ore ale dimineții în mai multe instituții a fost arborat drapelul de stat. Pentru onoare, pentru patrie, pentru tricolor. Tricolorul a devenit drapel național acum 30 de ani printr-o hotărâre a Parlamentului, iar sărbătoarea a fost instituită în 2010. Pentru prima dată a fost arborat pe cupola Parlamentului în data de 27 aprilie 1990. Drapelul Republicii Moldova este un tricolor cu benzi verticale, albastru, galben și roșu. În centru este imprimată stema de stat, un vultur. Pieptul păsării este protejat de un scut cu însemnătate. Semnele tradiționale ale Moldovei medievale, capul de bour, soarele, luna și o floare. Steagul nostru este aproape identic cu cel al României, singura diferență fiind stema și proporția dintre lățime și lungime.